Pentru care se bat FCSB și Craiova a fost omul meciului la Pitești. Dică a fost în tribună, iar Ișvan a făcut diferența pentru FC Argeș, care a învins-o cu 3-1 pe Ucluj. Dică a mers la Pitești ca să-l convingă pe Ișvan să vină la FCSB. Este un jucător pe care îl știm, de care ne-am interesat, dar vom vedea ce se va întâmpla în zilele următoare. Ișvan are de ales între FCSB și Craiova. El a marcat de două ori pentru FC Argeș cu Ucluj. Pentru clujeni a fost prima înfrângere după promovare. Ucluj a deschis scorul repede prin Bălan și a ratat un penalty acordat cu VAR. Straton a apărat șutului Purece. Clujenii au rămas în 10 oameni după eliminarea lui Florin Ilie. Păcat că la faza cornerului, mai ales pe atac, să iei cartonaș roșu e destul de mult. A influențat, cred, tot jocul acel cartonaș. FC Argeș a câștigat cu 3-1. Garita a marcat și el pentru piteșteni. Vlădoiu a fost supărat și ar fi dorit ca FC Argeș să câștige mai clar. Sunt mulți jucători noi, înțeleg și asta, dar trebuie să schimbe și ei atitudinea. Nu sunt în vacanță la FC Argeș, au venit să muncească.